Campania demarează ca o necesitate de conștientizare a populației cu privire la importanța reciclării deșeurilor. O simplă baterie afectează cam un metru de pământ, iar, să zic, frigiderul, freonul din frigider, care se duce în aer într-un mod dezorganizat, să zic, necontrolat, chiar afectează stratul de ozon. Așa că cine zice extraordinar și cu frigiderul meu nu fac gaură în cer, chiar se face gaură în cer și chiar este important ca aceste deșeuri să se strângă în mod selectiv și organizat pentru a se duce la fabricile de reciclare. În Vaslui, campania se desfășoară sâmbătă începând cu ora 9. Deșeurile mari pot fi transportate gratuit la punctele de colectare. Și anul acesta avem sprijinul voluntarilor de mediu, ba chiar am diversificat puțin, nu ne-am mai axat doar pe elevi de liceu, vor fi și elevi de la clasele primare, și elevi de liceu, și elevi de școală generală, astfel încât informația cu privire la necesitatea colectării selective să ajungă la o masă cât mai largă a elevilor din municipiul nostru. Și să conștientizeze că este necesar să se implice în activitățile de mediu încă de mici. Am început timid în 2009 colaborarea cu RORECH. Atunci s-au colectat în jur de o tonă și un pic de deșeuri. Apoi ușor am ajuns să dublăm aproape cantitatea. Ultima cantitate colectată a fost de 3 tone și participanți 300 și nu mi-am amintesc exact numărul, în jur de 300 de participanți. 5 puncte de colectare provizorii vor fi la dispoziția celor care doresc să arunce sâmbătă vechiturile. În piața 13 decembrie, la sala sporturilor, pe platoul pietonal din fața gării CFR Vaslui, strada Mihail Cogălnicianu în fața liceului și în piața Traian. Tot sâmbătă la ora 17:30 va avea loc și o tombolă cu premii în cadrul căreia, prin tragere la sorți, vor fi acordate hote, mixere, dar și cadouri mai consistente precum lăzi frigorifice în cazul deponenților de deșeuri de dimensiuni mari.